Metalul Sport a acuzat la Râmnicu Sărate furtul depus în meciul de cupă cu Sport Club Bacău. Elevii lui Mihai Ciobanu au comis greșeli impardonabile și au pierdut la scor de neprezentare 0-3. Există și un fond de oboseală acumulat de numărul mare de meciuri, da? Există și un fond de ușoară nemulțumire vis-a-vis de incertitudinea care planează încă asupra fotbalului gălățean și a clubului nostru implicit. Dar strict de meci, la meci Olimpia Râmnicu Sărat a reușit o primă repriză foarte bună, le-a ieșit absolut tot. Să spunem, colaborat și cu evoluția nesigură a portarului nostru și a influențat și linia apărătorilor. Au făcut, să spunem așa, au existat nesincronizări care au determinat cele două goluri. Repriza a doua a fost o repriză în care noi am împins foarte mult jocul spre partea adversă, au avut oportunitatea unui contraatac și au mai marcat un gol. Mihai Ciobanu crede că actualul clasament care are în frunte pe Sporting Liești este conjunctural. Și Sporting și alte echipe din fața noastră, care sunt în fața noastră în clasament, au un meci în plus jucat și uitată, pentru că ei, ca și în campionatul trecut, au o prestație solidă. Așa, știu foarte bine cât pot și ce pot, fac foarte bine. Metalospor va depăși cu siguranță perioada dificilă în care se găsește, pentru că jucătorii lui Mihai Ciobanu au demonstrat că au valoare.